Autoritățile de la Chișinău au făcut astăzi repetiție generală înaintea summitului Comunității Politice Europene, găzduit în 1 iunie de Republica Moldova. A fost simulată deplasarea coloanelor oficiale de la aeroport până în centrul Chișinăului, apoi spre complexul vitivinicol de la Bulboaca, unde se va desfășura evenimentul. Oamenii legii au testat 10 scenarii de posibile incidente. La simulare au participat și jurnaliștii acreditați la summit. Curtea Ministerului de Interne din Chișinău a fost punctul de pornire pentru jurnaliștii care au participat astăzi la exercițiul tactic de simulare pentru summitul Comunității Politice Europene. Practic astăzi se testează capacitatea presei și capacitatea GMSS de a putea forma o echipă astfel încât să putem să arătăm lumii ce se întâmplă în țara noastră. Care sunt condițiile? Toată lumea pleacă organizat, intră în zona sterilă. Am fixat 3 puluri de presă. Numai unul singur va fi la summit dintre acestea. După o ședință comună cu responsabilii de organizarea summitului, am fost anunțați că vom continua drumul cu un microbuz al carabinierilor. De dimineață până la orele amiezii a fost restricționată parțial circulația pe mai multe străzi din municipiu. Zeci de polițiști, din câte puteți vedea, au fost dislocați pe bulevardul Dacia între porțile orașului și aeroport. O parte dintre ei sunt îmbrăcați în uniforme polițienești, o altă parte sunt în haine civile. Jurnaliștii acreditați la summit vor putea filma coloanele oficiale și din fața aeroportului. Zona din fața aeroportului este cel mai bun loc pentru operatorii de imagine pentru a surprinde din toate unghiurile coloanele oficiale. Acestea se vor deplasa pe drumul din spatele meu și vor merge spre așa numitele porți ale orașului. Nu ne putem apropia prea mult de carosabil. Este o regulă impusă de instituțiile care asigură securitatea summitului. Responsabilii de securitate din timpul summitului au pus la punct fiecare detaliu. Inclusiv orarul de zbor a avioanelor care au aterizat și decolat pe aeroport. Aeronavele au zburat conform orarului, cu excepția cursei Chișinău-Bruxelles, amânată cu jumătate de oră. Băieți, în 5 minute începem. Ziceți, eu vă rog, mă sunat, credeți-le. Deja de minute bune, pe drum nu mai circulă nicio mașină, semn că circulația a fost deja restricționată. Oamenii legii ne-au anunțat deja că dintr-o clipă în alta va trece prima coloană oficială. Oamenii legii au simulat deplasarea 25 de delegații, atât spre locurile de cazare, cât și spre Bulboaca. Exercițiul a continuat la complexul vitivinicol din raionul Anenii Noi, unde se va desfășura summitul, dar presa nu a avut acces. Grupul Media pentru știri de securitate privind summitul Comunității Politice Europene a anunțat că exercițiul de astăzi s-a desfășurat fără incidente. La summitul din 1 iunie vor participa 50 de președinți și șefi de guverne.